în acest lucru. Am de creionat de un personaj de inventat, pornind de la o temă dată, da, înfățișarea interioară și exterioară a unui personaj. A, odată este camera în fața mea și altădată este al patrulea perete invizibil, primele rânduri, al cincilea, al zecelea rând, nu, cred că e aceeași profesie. Și faptul că n-am avut o școală de actorie de film, nu știu dacă este foarte grav. Mie mi-ar fi plăcut să învăț de-a lungul anilor niște lucruri tehnice care cred că mi-ar fi folosit și m-ar fi ajutat să consum mai puțin. Poate era bine, poate nu era bine, dar eu mi-aduc aminte că pe vremea mea, acum câțiva ani când am terminat eu facultatea, actoria de film a fost așa. Doamna Elisabeta Bostan, cred că cu domnul Carabăț, dacă țin bine minte numele, mă uit la tine, dacă ești puțin mai tânăr decât mine, puțin mai tânăr decât mine, ne-a dat câte un text, eu cu colegul meu am nimerit cu Cornel Popescu, Dumnezeu să-l odihnească, am învățat bucățica respectivă, am filmat și doamna Elisabeta Bostan mi-a spus, Dumnezeu, vei face film, pentru că nu m-am gândit în viața mea să fac film. Asta a fost școala de actorie de film. A mea. Peste timp mi-am adus aminte că doamna Elisabeta Bostan și am adus și dânsii aminte, zic, ați văzut ce nu mi-a dat prin cap. Dumneavoastră a spus că voi face film. Sau studenții de pe vremea, dar eu am terminat în 72. Am jucat foarte mult la operatorii de studenți, la regizorii de film studenți și mă luau. Dar eu nu m-am gândit să fac film, deci asta a fost toată școala de film. Dacă se face o școală de actorie de film, nu e rău. Eu m-aș duce să învăț. Chiar întrebam pe unii care au legătură cu școlile de teatru din străinătate, dacă poate să mă învețe și pe mine de ceva, la modul clar, categoric și foarte serios. Foarte serios. Deci nu știu dacă e un păcat că n-am avut atunci, dacă acum avem sau de câțiva ani mi se pare că Cristi Puiu ține niște lecții, ceea ce este foarte bine, dar la Cristi Puiu dacă te duci, cât ai învățat în mine, o să fie mulțumit și cât ai fi. Da. Dar sunt buni actori. Ce mă rădumesc că era și actor de film și actor de teatru. Și lista e destul de lungă. Actor, punct. Nu trebuie să fii bun? Da. Da, americanii ne iubesc. Ca și actor. Nu?